Iată că a venit și luna decembrie. Este luna când sunt așteptate ninsori, precipitații, dar și sărbătorile de iarnă. Dar orice agricultor știe că luna decembrie nu înseamnă pauză totală. Fie că vorbim de cultura mare, de legumicultură, pomicultură sau viticultură, întotdeauna este câte ceva de făcut. Dacă timpul este prielnic, se mai pot face arături pe solele care urmează a se însămânța culturile de primă urgență. Se întocmește planul de cultură și multe alte lucrări pe care unii dintre dumneavoastră le știți mult mai bine. Dar nu trebuie să omiteți lucrarea cea mai importantă și anume analizele solului. Pentru că eu despre asta am să vorbesc în această emisiune. Suntem aici într-un laborator de analize ale solului. Puteți să ne vorbiți ceva despre acest laborator? Am pornit această idee în urmă cu 7 ani. Da, în urmă cu 5 ani am obținut acreditarea la nivel internațional, acreditarea RENAR, în urma căreia suntem autorizați să efectuăm analize agrochimice, atât pentru calitatea solului, cât și pentru apă. Mă refer în special la apa de irigat și pe care o folosesc fermierii la tratamentele foliare. Tendințele generale, știm cu toții că sunt recunoscute la nivel internațional, pentru o agricultură cât mai corect făcută din punct de vedere tehnologic, o agricultură cât mai sănătoasă. În consecință, am venit cu această facilitate pentru fermierii din România și nu numai, în ceea ce privește studierea calității agrofondului. Studiu în urma căruia, într-adevăr, se obțin rezultate importante în ceea ce privește calitatea și producția, datorită faptului că se vine cu niște rețete personalizate pentru fiecare fermier, pentru fiecare cultură, pentru fiecare solă. În consecință, este o direcție în care acționăm inclusiv pentru asigurarea unei calități a solului în timp. Specialiștii știu, agricultorii în general știu că folosirea în exces a unor elemente chimice în ceea ce privește fertilizarea dăunează solului, dăunează viitorului, da, în ceea ce privește calitatea solului. De asemenea, un aspect foarte important de care lumea a început să țină cont este acela legat de calitatea apei folosită la irigat și la tratamentele fitosanitare. De multe ori se discută, domne, produsul X sau Y nu mai are același efect. Dar uităm să ne punem întrebarea: ce calitate are apa pe care o folosesc atunci când fac o soluție finală, fie de fertilizare, fie de tratamente fitosanitare? Un exces în anumite direcții al apei de odată, în ceea ce privește bicarbonații sau sodiu sau clorul, oricum, o apă cu un pH foarte alcalin, așa, duce la un efect mai puțin pozitiv în ceea ce privește calitatea intervenției făcute, fie via fertilizare, fie el tratament fitosanitar. În continuare, colegele mele din laborator o să vă fac o scurtă prezentare a ceea ce presupune activitatea din laborator, modul de lucru, etapele și așa mai departe. Mă aflu într-un laborator de analize agrochimice și aș vrea să le spuneți fermierilor la ce detalii trebuie să fie atenți atunci când vor să-și facă analiza solului. Dacă clientul dorește să-și preleveze singur solul, noi recomandăm împărțirea terenului solelor în maxim 5 hectare, dar desigur se ține cont și de amplasarea terenului, de al vale, de apropierea de un râu. Împărțirea se face pe diagonalele terenului și se ia o probă medie din mai multe puncte. Dacă avem un solar de 1000 de metri pătrați, se împarte terenul pe diagonale în formă de X sau în zigzag sau alte modalitate care să permită uniformitatea prelevării. În mai multe puncte se prelevează probele de sol, se face o probă medie și se trimite către laborator. De asemenea, trebuie să nu fertilizăm înainte de prelevarea solului ca să nu fie interferențe cu rezultatele analizelor efectuate. Prelevarea se poate face atât automat, cu prelevator automat, sau manual cu tijă metalică. La câți ani trebuie efectuată această operațiune? Noi recomandăm ca prelevarea să se facă 2 ori pe an, dacă avem 2 cicluri diferite de cultură, însă se poate face și o dată pe an pentru a avea o imagine anuală a potențialului solului. Ce se determină într-o analiză de sol?
Într-o analiză de sol ne determinăm azot, fosfor, potasiu, micro-macroelemente, materia organică, capacitatea de schimb cationic și multe alte elemente la cerințele clientului. Care este momentul optim sau potrivit pentru prelevarea probelor de sol? Înaintea înființării unei culturi se prelevează probele de sol și de asemenea înaintea fertilizării. Suntem în luna decembrie. Eu, ca și fermier, aș putea să prelevez acum probe, să le aduc, ținând cont că terenul este mai umezit sau cum trebuie să fie terenul? Nu trebuie să fie ud cum este acum afară, doar din solar se pot preleva. Se recomandă spre primăvară, înainte de începerea culturii, și nu trebuie să plouă, să fie terenul ud. Adică deci trebuie să fie cât mai uscat. Da, da, da. Ce informații conține analiza solului? În urma analizelor de sol ne dăm seama de elementele asimilabile pe care plantele le pot lua din solul respectiv. Cum am zis, avem o serie de analize, de pachete pe care le punem la dispoziția clienților. Ne putem da seama de nivelul de potasiu, de sodiu, de fosfor, de calciu, de magneziu, macro și microelemente, de materia organică, de cât de fertil este solul. De asemenea, ne putem da seama și de structura și textura solului. Ce părere aveți despre calitatea solului din România? În urma analizelor determinate, am constatat că majoritatea solurilor sunt puternic bazice, având un pH alcalin. Dar avem într-un procent mai mic în centrul, în zonele centrale sau vestice, avem și un pH acid. Deci este nevoie să găsim metode de scăderea pH-ului. Deci se înțeleg că solul este un pic afectat? În funcție de valoarea pH-ului, elementele din sol, elementele asimilabile, se pot bloca. Asta în funcție de pe fiecare element în parte. Asta este nevoie să știm valoarea acestui parametru. Este foarte important ulterior în fertilizare. Dacă fermierul nu știe să interpreteze analiza solului, practic el vine, obține acel buletin de analiză și se uită în el și nu știe ce elemente nutritive are în sol. Ce face? De cele mai multe ori fermierii nu dețin aceste informații, de aceea este recomandat să se adreseze laboratorului unde au efectuat analizele agrochimice, unde vor primi consilierea și interpretarea rezultatelor și de asemenea o rețetă de fertilizare pe baza rezultatelor obținute în laborator. Vă mulțumim pentru aceste importante sfaturi și recomandări. Și eu vă mulțumesc foarte mult! Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă doresc să aveți niște sărbători extraordinare. Să fiți sănătoși, dragii mei. La mulți ani! Olan Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte speciale și semințe profesionale pentru legumicultură.